Acest weekend este ultimul în care se poate fuma în localuri. Poliția locală din Oradea se așteaptă să-i revină sarcina de a se ocupa cu amendarea fumătorilor care vor continua să fumeze în spații închise, precum și reprezentanților acestor unități, începând din 16 martie. Polițiștii de la Inspectoratul Județean de Poliție Bihor, inspectorii sanitari de la Direcția de Sănătate Publică, dar și reprezentanții pompierilor și cei de la Oficiul pentru Protecția Consumatorilor nu primiseră nicio dispoziție joi pentru a se ocupa cu amenziile după noua lege. Poliția locală Oradea așteaptă instrucțiuni în vederea îndeplinirii noii sarcini. Potrivit site-ului bihon.ro, legea care interzice fumatul în toate spațiile publice închise, a fost adoptată de plenul Camerei Deputaților cu 164 de voturi pentru, 20 împotrivă și 26 de abțineri. Legea a apărut în monitorul oficial la 1 februarie și 16 martie rămâne data la care s-a propus aplicarea ei în toată țara. Amenzile pentru cei care vor încălca legea sunt de la 100 de lei la 500 de lei pentru persoanele fizice și de la 5.000 până la 15.000 de lei pentru persoanele juridice. Unii patroni de localuri din Oradea sunt mulțumiți de legea antifumat.